După 10 de ore de muncă, pugilistul Matt Gidian a reușit să se facă remarcat prin tactici bine conturate și talent. Jenner Curtomer a participat de curând la trialul de selecție la Brăila, unde a avut ocazia să-l impresioneze pe George Perța, antrenorul echipei naționale de juniori. Tânărul a cucerit în 2018 prima medalie de bronz la campionatul național de juniori, iar de acum va reprezenta România la campionatele europene de box 2019, ce vor debuta în luna mai. La CSM Giria, pașii pugilistului sunt îndrumați de Nicu Aliman și Mustafa Iusein. În perioada următoare, tânărul urmează să fie chemat la primul stagiu de pregătire alături de noii colegi din lotul național. Atât sportivul cât și antrenorii au demonstrat că și la Matt Gidia se poate, iar pentru asta merită felicitări.